Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Chiar dacă fermierii încearcă să rămână optimiști când vine vorba de recoltele lor, vremea și-a spus cuvântul și nu spre cea mai bună direcție, după cum a declarat supărat unul dintre fermierii din zona Bărăganului. Pentru faptul că temperaturile mari încă persistă, iar sistemul de irigații nu face față, culturile de anul acesta nu vor oferi recolte maxime. În aceste condiții, care se repetă an de an, fermierii speră ca măcar să-și acopere cheltuielile. Despre un profit decent nici nu poate fi vorba. Colegul meu, Marius Milea, a fost în ferma unui agricultor din Bărăgan pentru a discuta și a vedea la fața locului realitatea care începe să dea mari bătăi de cap celor cu afaceri în acest domeniu. Prima dată, de fapt, în momentul când am semănat, am avut atunci ceva precipitații, a pornit bine, deja promitea atunci la momentul ăla și noi credeam că vom avea producții bune de porumb și floarea soarelui, dar la momentul să vedem că aici dacă îi dă și 100 de litri pe metru pătrat nu mai putem face absolut nimic, pentru că el deja a ajuns la o maturitate și la momentul ăsta nu mai îl poate salva absolut nimic. Decât aici am singura este să bag discul să-l toc. Să înțeleg că această cultură poate fi transformată în furaj. Da, în furaj sau direct să o tocăm și să o încorporăm în sol. Este, cred că e o cheltuială de undeva de 7-8 mii. Aici am undeva de 1,5 hectare. Până la momentul ăsta, asta este cheltuiala care am băgat-o în această cultură. Dar, repet, nu e peste tot așa, pentru că mai avem și zone în care am avut precipitații mai bune și acolo arată mult mai bine, adică acolo e ceva șanse de 4-5 tone la hectar, dar nu promitem mai mult. Floarea soarelui la fel, avem diferite sole în care a căzut precipitații, diferite sole în care n-a căzut precipitații. Este vorba că acum, dacă nu știu, plouă într-o zonă, cum vine sfoara, așa, da, a plouat, acolo arată mai bine, în partea cealaltă nu arată bine, adică absolut deloc. Să înțeleg că nici la floare nu se poate aduna nimic din câmp. Nu știm deocamdată, acum e prematur, dar dacă vom aduna, nu vom aduna mai mult de 1,5-2 tone pe hectar. În momentul în care noi avem un an bun agricol, depinde de zona respectivă, fermierii din zona respectivă nu mai aduc aminte de sistemul de irigații. Noi, în momentul în care suntem în situația în care suntem acum, iar ne aducem aminte de sistemul de irigații. Problema cea mai mare este să schimbă ministru, vine cu alte idei. Fiecare ministru al agriculturii are ideile lui. Ei n-au pus în practică și să spună, domne, e interes național sistemul de irigații pentru a-i ajuta pe oamenii ăștia. Nu. Stă un mandat, că stă 6 luni, un an, 2 ani, face ce face, dacă face 1 kilometru, 2-3 de sistem de irigații, să-l repună în funcțiune, după aceea, uite, a venit al ministru până să așează ea câteva luni, după aceea să schimbă guvernul, să schimbă ministru, acel ministru la fel. Deci noi vorbim de sistemul de irigații din 2015, de când era domnul Constantin ministru, dar nici la momentul ăsta noi avem foarte puțin dezvoltat sistemul de irigații și refăcut. Deci fermierii la momentul ăsta trebuia să irige cel puțin jumate din țară. Deci în 2015 suntem în 2023, e 8 ani de zile în care oamenii ăștia doar se ceartă între ei și nu fac absolut nimic pentru noi.